Dragii mei, doresc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia care ne-o dă împreună, să ne bucurăm unii de alții și să ne bucurăm de Domnul. Și vreau să vă mulțumesc personal pentru ocazia pe care mi-ați dat-o, să pot crește în cunoștință și în credință, luptându-mă să servesc astăzi înaintea dumneavoastră. Este de obicei privit lucrul acesta ca fiind un serviciu de la amvon către cei ce stau pe bancă, dar vreau să vă spun că este mai mult un serviciu pentru cel de la amvon. Cei de pe bancă îl ajută mai mult pe cel de la amvon, pentru că el va învăța și va înțelege lucruri pe care nu le-a știut mai înainte și pe care Dumnezeu îi le va da, pentru că iubește pe cei din bancă, așa că este win-win, cum câștigăm cu toții cu ajutorul lui Dumnezeu și cel mai înalt dintre toate câștigurile este al Domnului. Cineva zicea de une zi, zice, când doi se ceartă, al treilea câștigă. Și am zis, nu este corect. Când doi se ceartă, Satana câștigă. Zic, asta e corect să zici. Deci eu nu spui cine e al treilea, zic. Dumnezeu nu câștigă niciodată din cearta oamenilor. Cel ce câștigă este diavolul. Dar astăzi, Domnul ne-a adus împreună aici, ca să ne putem bucura de cuvântul Lui. Și vă rog să deschideți în Evanghelia după Ioan, la capitolul 9. Vom zăbovi mai multe ocazii împreună, nu mi-e încă foarte clar câte, dar vor mai fi câteva, și vom explora din capitolul acesta istoria mântuirii pe un exemplu. Este cel mai ușor de învățat și de păstrat dacă este dată pe un exemplu viu. Mântuirea, spre exemplu, învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu ar fi fost crezută în lume dacă ar fi fost predată ca o teorie. Spunând omenirii, Iisus a înviat a treia zi. Aceasta nu ar fi ajutat. Dar a ajutat enorm faptul că a spus cineva, noi suntem martori. Eu l-am văzut cu ochii mei, am fost acolo, am văzut, am auzit, am pus mâna. Eu sunt un martor. Mărturia vie a lor a fost cea care a dat putere și aripi cuvântului să meargă în lumea întreagă. O mână de oameni care au spus, am fost martori. Și de fapt, misiunea de apostol nu era alta decât să fie martor al învierii lui Iisus. Aceasta era, niciun fel de altă teologie nu se cerea. Martor al învierii lui Iisus. Așadar, aici o să citim cu ajutorul lui Dumnezeu și o să învățăm, probabil că o să ne reamintim de propria noastră salvare, citind capitolul acesta. Aș vrea să spun câteva cuvinte înainte de a începe, câteva cuvinte poate mai greu de digerat. Luați-le și păstrați-le. Cei mai nefericiți și mai defavorizați în ce privește primirea lui Iisus sunt cei ai lui Iisus. Aceștia sunt cei mai nefericiți, cei mai defavorizați și cei mai primejduiți din toți oamenii care trăiesc pe pământ. Capitolul 1 din Evanghelia după Ioan afirmă acest lucru. Acolo unde spune, mergem în capitolul 1 împreună, acolo unde cuvântul spune, versetul 11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Pe când în Faptele Apostolilor citim, Samaria l-a primit cu bucurie, Antiohia a primit cu bucurie, s-au mărit bisericile peste tot, dar ai săi nu. Astăzi noi cei ce stăm aici pe aceste bănci sau cei care ne vor urmări suntem dintre ai săi. Și pericolul de a-l respinge pe el, ai căruia suntem noi, pericolul de a respinge este mai mare pentru noi decât pentru aceia care n-au auzit niciodată în viața lor. Uitați-vă ce întrebare pătrunzătoare ridică acest orb din naștere, vindecat de Domnul Iisus Hristos în persoană. Uitați ce frumos spune el aici, în versetul 35. Fusese exclus din biserică pentru că vedea. Știți, ai voie să fii membru cât nu vezi, dar dacă începi să vezi, te ești dat afară. Așa sunt anumite locuri. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Omul acesta era de al lui Iisus sau nu era de al lui Iisus?
avusese parte de vreun bine de la Dumnezeu? Sigur, da. Este cineva care să nu fie al lui? Nu. Și totuși, cu toate acestea, Domnul spune, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Omul nu se repede să spună acest fățarnic și superficial pe care l-am auzit noi la botez de atâtea ori. Gloate, grămezi de oameni au fost literalmente îmbrânciți în biserici. Crezi cu tare, o turmă de gâște, da, ga, ga, crezi cu tare, ga, ga, crezi cu tare, ga, ga. Și după aceea îmbrânciți în biserică. Nu este calea lui Dumnezeu aceasta. Omul acesta l-a întrebat pe Iisus în persoană, cine este acela ca să cred în el? Tu nu poți să-mi impui mie să cred în cineva pe care nu-l cunosc, despre care nu știu, pe care nu l-am văzut, despre care n-am studiat, n-am auzit, nu poți să-mi impui așa ceva. Am ascultat de multe ori întrebări de-a dreptul absurde adresate noilor veniți în biserică, totalmente absurde, de care nu aveau niciun fel de habar vieții oameni, dar fusese reinstruiți să zică da. La orice întrebare va fi simplu, zici da. Sau dacă iau spui la zicând nu, zici și tu nu. Aceasta nu naște creștini, aceasta naște papagali. Se mulțesc papagalii cu grămada care vorbesc aceleași lucruri, cântă la fel, zboară la fel, beau lapte de cocos împreună și în sus și în jos. Nu este Biserica lui Hristos. Biserica aceasta, biserica formată din așa ceva, nu va sta în picioare niciodată, nu are temelie, nu are rădăcină. Nu este pe stânca veacurilor zidită, ci este zidită pe opinia de moment a unor oameni. Fiindcă au zis toată lumea, da, gata, și toată lumea, da, și mai departe. Nu, omul acesta este un om care stă pe picioarele lui. Și admirabil l-a ales Domnul Iisus Hristos. El trecuse printr-o școală incredibilă. A trebuit să facă față, în primul rând, lumii din jurul lui, care l-a negat total, până acolo că a încercat să-i distrugă identitatea. Nu cred că ești tu. Bă, frate, nu mai știu cine sunt în cazul ăsta. Nu, seamănă cu el, nu este el. Seamănă, dar nu este el acesta. A încercat să-i distrugă identitatea. A trebuit să stea în picioare în fața trădării voalate a părinților lui. Părinții lui l-au trădat. Părinții lui au trădat pe cel care l-a vindecat de frică să nu fie excluși din biserică. Azi dimineața am avut un șoc teribil la campus. Am predat studiu biblic și fiind grăbit să ajung aici la dumneavoastră, am predat cu o lecție mai în față. Am predat următoarea lecție care este despre mediu, despre environment. Și o studiasem anticipat, mi-a plăcut foarte mult și mă grăbeam tare de tot să intru într-o discuție serioasă și să spun că mediu nu semnează numai jungla, mediu însemnează ce e în inima omului și să ne uităm la mediu din holistic, adică întreg conceptul. Și grăbit să pun tema aceasta, sabatul trecut am fost plecat, am și intrat în viteză, în dialog cu sala, pentru că nu aveam prea mult timp. Și am văzut oamenii foarte cuminți și când nu știi lecția, ești miel. Și nu numai că erau cuminți, dar păreau și puțin neparticipanți. Nu prea percutau, să zice în românește, nu răspundeau deloc. Până la urmă, în timp ce eu explicam acolo cât puteam de tare, mă pomenesc cu fratele Cristi Iordan, care mi-aduce un bilețel mare pe care scria Nicu, vezi că ai luat lecția următoare. Trebuie să te întorci cu lecția înapoi. Și m-am întors cu lecția înapoi. Dar mă întreb acum, cum de nu s-a ridicat nimeni dintr-o sală atât de mare care să-mi spună, domne, vezi că te-ai sculat cu noaptea în cap, ești cu o lecție în față. Nu, este această atitudine de turmă, această atitudine de a-ți pierde persoana și personalitatea, ceea ce nu s-a întâmplat cu omul acesta. Știu că toată lumea a negat minunea Domnului, știu că preoții, teologii, farisei, cărturarii au căutat să-l convingă de opusul, a căutat să-i frângă sufletul pur și simplu. Știu că au luptat cu el, dar nu s-a dat ușor. I-a întrebat, cumva vreți să deveniți ucenici ai lui Iisus? Aoleu, când a auzit, zice, văd că vă interesați cam mult. Și dacă ați observat, acolo este o expresie foarte frumoasă. Vreți să deveniți și voi ucenicii lui? Adică cine mai era? El, foarte frumos ați răspuns. Vreți să fiți și voi ucenicii lui? El era ucenic al lui Iisus, dar nu mai departe de unde cunoscuse. Și ce cunoscuse el despre Iisus? Ce crezi despre el? Cred că este un proroc. Vezi de treabă că e un păcătos. Calcă sabatul.
După regulile cui? Într-adevăr, calcă sabatul, dar după regulile cui? Păi, bineînțeles, după regulile fariseice ale timpului, dar nu după legea lui Dumnezeu sau după spiritul legii lui Dumnezeu. El crede că este un proroc. Păi se treabă că e un păcătos. Da? Omul nu se îndoaie. Nu se îndoaie nici în fața satului, nici în fața societății, nici în fața lumii. Stă în picioare și spune nu. Dacă ar fi un om păcătos, nu l-ar asculta Dumnezeu. Uite-te ce se întâmplă. Argumentul este clar. Măi, tu nu înțelegi. E adevărat că nu înțeleg, dar faptul că eram orb și acum văd, pe asta o înțeleg foarte bine. Și stă în picioare. Și acum vine chiar întâlnirea cu Iisus. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Departe de a se arunca cu fața la pământ înaintea primului care îi spune că e Fiul lui Dumnezeu, departe de a se arunca cu fața la pământ, stă frumos în picioare și are o întrebare de pus. Eu vreau să cred în Fiul lui Dumnezeu. Eu vreau să cred că aceasta este credința. Dar aș vrea să știu de ce trebuie să cred acest lucru. Cine este această persoană ca să cred? Adevărata credință nu atârnă așa în vid sau e întemeiată pe haos. Adevărata credință este întemeiată pe o dovadă certă a credinței. Și o să vedem că dovada aceasta pe care a adus-o Mântuitorul a fost de-a dreptul zdrobitoare. Pe cât de simplă, pe atât de puternică a fost ea. Când stătea înaintea Domnului și când l-a întrebat cine este acesta ca să cred în el, Domnul îi aduce acest argument. Care a fost argumentul? Cu alte cuvinte, ziceți în alte cuvinte. El știa că îl cheamă Iisus. El știa că îl cheamă Iisus, că le-a spus la farisei ce omul pe care îl cheamă Iisus m-a vindecat. Bun, dar acum crezi în Fiul lui Dumnezeu? Cine este acesta ca să cred în El? Și atunci Domnul îi dă direcția și spune, uite-te la mine. Astea erau cuvintele. Uită-te la mine. În zadar vom merge în lume și vom proclama orice fel de teorii sau concepte teologice imaginabile. În zadar, dacă nu vom putea spune, uită-te ce a făcut din mine medicamentul acesta. Uită-te ce efect a avut asupra mea. Aceea este mărturia vie. Iisus stă înaintea lui simplu, transparent, deschis, curat, plin de iubire și spune omului acesta, uite-te la mine și vezi dacă vei găsi vreun motiv să respingi. L-ai și văzut și cel ce vorbește cu tine, acela este. S-a uitat la el și versetul 36, 38 spune, cred, Doamne. E bine până aici? Jumătate de bine. V-am spus cine știe să nu spună, dar este în ordine de această dată. E de ajuns? Ce scrie partea următoare a versetului? I s-a închinat. Cred, Doamne, și i s-a închinat. Mulțimi de oameni cred, puțin se închină. Dar cum i s-a închinat? A făcut semnul crucii? Sau a pus mâinile așa și s-a plecat? Sau a stat în genunchi și a spus rugăciunea Tatăl nostru? Ce însemnează faptul i s-a închinat? I s-a dăruit pur și simplu. I s-a închinat pe sine. Când închin un lucru lui Dumnezeu, iei lucrul acela și îl dai lui Dumnezeu. Aceea însemnează a închinat un lucru. Nu că ai trecut printr-un ritual sau că ai făcut un lucru sau altul, ci ființa ta este închinată, este dăruită lui Dumnezeu. Care credeți că a fost problema cea mai grea pe care a avut-o Dumnezeu de rezolvat cu Israel, lucru pentru care ei au și căzut așa de departe de credință? Care a fost problema lui Dumnezeu cu ei? Nu s-au predat cu totul, acesta e adevărul, niciodată nu s-a întâmplat treaba aceea, dar de ce nu? De ce nu? De ce nu? Cum? Au privit la ce făceau ei și ce concluzie au tras privind la ce făceau ei? Da, nu suntem chiar așa de răi, precum se spune.
tot mai e ceva bun, știi? Nu poți să spui că totul din creștet până în tălpi. Nu, nu poți să spui așa ceva, tot e ceva bun. A fost cel mai greu lucru pentru Dumnezeu să-i convingă și pe cei mai mulți nu i-a convins niciodată cu privire la starea lor. Aceasta este prima etapă a lucrării Duhului Sfânt. Dacă un om nu primește de la Dumnezeu adevărul despre starea lui, niciodată nu va primi de la Dumnezeu adevărul despre planul de mântuire. Niciodată. Vreau să citesc cuvintele lui Tozer. Până nu vom crede că suntem atât de răi cât a zis Dumnezeu că suntem, niciodată nu vom crede că El va face pentru noi ceea ce a zis că va face. Nu. Temelia lucrării Duhului Sfânt, începutul ei în noi, în fiecare parte, este trezirea la adevărul despre noi. Și adevărul despre noi poate să fie, într-adevăr, sinistru, poate să fie disperat, poate să fie fatal. Dacă îl privim separat de Dumnezeu, dar dacă îl privim în prezența lui Dumnezeu, pentru El nu. Oricât de greu și grav ar fi adevărul acela, este una să-l privești în lumina crucii lui Iisus și alta este să-l privești în lumina judecății de apoi. Este o diferență colosală. Dumnezeu nu s-a dat niciodată înapoi să ne spună nouă adevărul despre noi din cauza faptului că avea o soluție. Dacă aș fi un doctor și aș avea medicamentul în buzunar și aș ști că ești bolnav de boala iadului, cea mai groaznică din lume, dar am medicamentul aici, aș veni la tine și aș vorbi cu tine și te-aș face să zâmbești, ți-aș spune cât de fericit ești și tu ai zice, domne, chiar faci glume cu mine. Ți-aș spune că ești cel mai binecuvântat om din lume și tu ai zice, nu văd așa ceva. Cum i-a spus Caterina, soția lui Martin Luther, într-o dimineață la serviciu divin de dimineață, el a citit despre Abraham aducând jertfă pe fiul său Isaac și a zis, Martin îi spunea ei în timp ce ea lucra acolo la bucătărie, i-a spus, Martin zice, vezi, aceasta a fost o imagine a ceea ce avea să facă Dumnezeu pentru omenire. Și Caterina a zis, eu nu cred istoria asta. Dar cum poți să spui așa ceva? Eu nu cred că Dumnezeu ar fi în stare să-i facă așa ceva fiului lui. Și i-a pus ceai mai departe. Ei, zice, tu nu crezi, dar Dumnezeu a făcut-o, să știi. Și așa a început discuția lor în dimineața aceea la masă. Niciodată Domnul nu a ascuns adevărul de noi. Ni l-a spus în cuvintele cele mai grele și unii oameni iau Biblia astăzi cumva cu reținere și li se pare un mod de adresare a lui Dumnezeu care e groaznic. Citiți capitolul 1 din Isaia, să spui cuiva că nu a rămas nimic sănătos din crește până în tălpi. Să spui că e numai rană, carne vie, nestoarse, nealinate. Să spui așa ceva unui om că n-a rămas nimic, nimic, nimic. Să spui că nimic bun nu locuiește în tine. Să spui că dintr-un om în Iov, 14 cu 4, dintr-un om necurat nu are cum să iasă un om curat. Să spui lucrurile acestea cuiva, parcă ar fi împotriva eticii pe undeva. Dar atunci când ai medicamentul în buzunar, când ai soluția, când ai răspunsul și când ai un răspuns așa de copleșitor, așa de puternic, parcă ți este drag să te duci și să-i spui unui om despre gravitatea situației în care se găsește, ca să-i arăți cât de mare este speranța pe care o are el în Domnul Hristos. De aceea Dumnezeu vorbește deschis, fiindcă întotdeauna are răspunsul cu el. Și aici, când omul acesta intră în vizorul ucenicilor lui și devine obiect de studiu. Devine un fel de cobaie. Păi ei nu interesează că omul acesta sufere, că e în întuneric de la naștere. N-a văzut niciodată soarele răsărind. Pentru ei este un obiect de studiu. Auzi, ce zici, învățătorule? O fi cazul X sau Y acesta? O fi un A sau B? Ce ne zici că a păcătuit părinții sau el? Ce crezi despre... Acesta e un caz. Acesta nu e un caz, a zis Iisus. Acesta sunt chiar eu. Acesta e copilul meu. Are viață din viața mea. Nu este un simplu caz. Este așa, a spus Mântuitorul, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua,
trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze, s-a terminat, vine noaptea. Va să zic că există un hotar totuși în timp. Nu al lui Dumnezeu este hotarul acesta. Nu el este cel care și-a pierdut sau și-a epuizat răbdarea. Nu se întâmplă așa ceva. Hotarul este limita mea de om. Este, cum spunea Iov, zice, ce sunt balauri de mare să înghit atâta suferință și atâta necaz. Adică am o limită, vroia să spună el. În timp ce există o limită în ce privește suferința sau răbdarea, există o limită în care un om poate primi harul lui Dumnezeu sau în care nu mai poate primi acest har. Vine noaptea când nimeni nu mai poate face nimic. Cu toate acestea, ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos aveau să iau o lecție care avea să-i însoțească după aceea pe tot parcursul vieților. După ce a spus aceste vorbe, a scuipat pe pământ, a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis, du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care însemnează trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Am înțeles noi bine natura stării noastre de oameni. Am înțeles noi bine de ce suntem noi bolnavi, care e boala noastră. Ca să înțelegem ce ne trebuie. Că dacă o să considerăm că avem temperatură din cauza că avem răceală, dar avem temperatură din cauza că avem leucemie, de fapt, atunci în loc să luptăm pentru viață, o să luăm un antinevralgic. De aceea Scriptura descoperă în cuvinte clare starea noastră de oameni. N-am avut poate niciodată o descoperire mai zguduitoare pentru mine, poate și pentru unii dintre noi o să fie, cu privire la starea omului, decât cea pe care am primit-o pe când mă pregăteam pentru o temă ca aceasta. Ați vrea să deschideți împreună cu mine în a doua Corinteni, capitolul 5, și de aici vom citi versetul 21. Iată ce spune Scriptura. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Pentru prima dată, textul acesta mi-a vorbit mie nu numai despre starea Domnului, ci despre starea omului. Cum? Mântuitorul nostru a luat chipul nostru, a luat asupra lui starea noastră. Dacă nu se întâmpla acest lucru, nu puteam vorbi de planul de mântuire. Acum, care era starea aceea noastră pe care a luat-o el asupra lui? Starea de păcătos sau starea de păcat? Care din acestea două credeți? De păcat. Și? Da, păi, nu, da, dacă e una, cealaltă e de la sine. Revenim la întrebarea, omul păcătuiește pentru că este păcătos sau este păcătos fiindcă păcătuiește sau păcătuiește fiindcă este păcătos. Pentru că alege. Ce ziceți de un copil care nici n-a văzut soarele și a fost omorât, a fost tăiat cu cuțitul săracu? Ce a ales copilul ăsta? Dacă nu are capacitate de alegere, înseamnă că el nu este păcătos. Dar cum a murit totuși săracul dacă nu e păcătos? Că păcatul este, plata păcatului e moartea. Cum da avem moartea peste acesta care săracul nici n-a zis au vreodată în viața lui? Prin alți păcătoși? Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Iubiții mei, noi nu am suferit un accident din care putem să trecem printr-o reparație bună, să cumpărăm o mașină de la Action și să o facem să nu știi că a fost de la Action. Noi nu am trecut prin așa ceva. Impactul păcatului în noi a fost și este total și irreversibil. Ellen White scrie că prin păcat omul a devenit dușmanul lui Dumnezeu și a luat asupra lui natura satanică.
Deci nu e vorba că ai făcut o greșeală sau ai spart un borcan și ai măturat și ai spălat după aceea. Nu e vorba de ce a făcut omul, ci este vorba de ceea ce a devenit omul. Din așa ceva trebuie să ne scoată Dumnezeu pe noi. Prin păcat, omul nu numai că a devenit păcat, dar a devenit totalmente și pentru totdeauna până la glorificare, incapabil de a mai face vreun bine care să nu fie atins de păcat. Eclesiast 7:20, deschideți în fuguță să ne uităm în textul acesta. L-am mai citit noi, dar ne trebuie aici ca să înțelegem ce a făcut Domnul și ce face El pentru noi. Dacă nu vom înțelege starea noastră, nu vom înțelege de ce avem nevoie niciodată. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Ce să facă? Binele. Prin puterea Lui. Binele este numai cu Dumnezeu. N-are cum să fie altfel. Nu este niciun om care să facă binele fără să păcătuiască. De aceea, nicio faptă bună a omului, nefiind nepătată, nu poate să conteze pentru mântuirea lui. Este exclus așa ceva. Ce poate să stea pentru mântuirea omului? Pentru mântuirea celui orb născut din naștere, născut orb. Ce poate să stea pentru unul ca el? Doar sângele Domnului nostru Iisus Hristos și curăția vieții lui. De aceea, destinele noastre s-au unit cu destinele lui. Și Biblia numește acest concept în Hristos, nu în sine. Sunt credincios lui Dumnezeu, dar nu în sine, ci în Hristos Iisus. Pot să spun că dacă sunt în El, am o viață fără păcat înaintea lui Dumnezeu, dar nu în sine, ci în El. Mai pot să spun că dacă sunt în Hristos Iisus, deși oasele mi-umblă pe aici, prin Loma Linda sau pe unde umblă, în timp ce oasele mi-umblă prin diferite locuri, în același timp mă găsesc în locurile cerești în Hristos Iisus. Dacă sunt în El. Dacă sunt în El, pot să spun că am fost răstignit împreună cu El. Și nu o să mai poată să-mi spună frații catolici, da, dar nu este etic să numești pe un nenorocit neprihănit, să-l socotești neprihănit, nu este etic. Și protestantul îi spune, prin credință, nu-i de ajuns, voi învățați lumea la rele. Nu, dar am să-i spun, nu în mine, ci în Hristos Iisus, am fost răstignit. Am fost răstignit în El pentru păcatul meu, pentru starea mea de păcat. În El am murit. De ce moarte am murit în El? De moartea a doua. În El am murit. În El am înviat. În El am fost înălțat, în El locuiesc în locurile cerești, în Hristos Iisus. Vedeți de ce nu este frică lui Dumnezeu niciodată să ne aducă nouă cea mai groaznică veste rea imaginabilă despre om. Nu e frică lui Dumnezeu să vorbească despre fatalitatea păcatului, despre grozăvia impactului acestuia care ar fi avut consecințe eterne dacă nu intervenea Dumnezeu acolo. Lui nu e frică să vorbească de așa ceva pentru că are răspunsul la el. Are soluția. Are ieșirea din aceasta. Păi dacă îți vine unul la tine care te știe în ce situație nenorocită ești și zâmbește și te bate pe spate, îți vine să-l întrebi, băi, tu vrei să mă ajuți, tu ai ceva în minte, tu n-ai venit degeaba. Și atunci primești răspunsul. Omul acesta născut așa avea să primească un răspuns la care nu s-a așteptat niciodată. O zi obișnuită din viața noastră se poate transforma în cea mai memorabilă zi pe care am trăit-o pe pământ, ziua întâlnirii noastre cu Iisus. Nu sunt convins că omul n-a fost pregătit pentru așa ceva. Dar în același timp sunt convins că de mult Dumnezeu lucra la inima lui și l-a pregătit pentru întâlnirea aceasta cu Iisus. De asemenea, sunt convins că prin confruntarea Duhului Sfânt cu el, Dumnezeu l-a ajutat să obțină de la el o deschidere, un da. Poate nu spus în limba ebraică sau română, dar inima i-a spus un da lui Dumnezeu și drumul a fost deschis. Altfel, nu se poate explica faptul că erau mulți leproși în Israel, dar numai unul a fost vindecat și multe văduve și numai una și mulți orbi din naștere și numai acesta. Domnul i-ar fi vindecat pe toți.
Dar nu toți i-au spus da Domnului. Pentru că revin la cuvintele de la început. Cel mai greu lucru pe pământ este ca cei ai lui, ai lui Iisus, să-L primească pe Iisus. Aceasta va fi o încercare teribil de grea. Cineva la campus, la studiu biblic de dimineață, s-a ridicat după ce am studiat noi ceea ce am studiat cu toți aici despre apa vieții și am spus că nu e de ajuns să fim băgați în apa vieții, trebuie să și bem apa vieții, că adică și am fost cufundați în apă, dar în același timp am și fost umpluți cu apa vieții în lăuntru vieții noastre. Cineva se ridică și strigă la sfârșit: ai uitat să spui că este free, că este gratis, ai uitat să spui treaba asta. Și zic că am uitat să spun, dar spun acum. Și am început o conversație frumoasă cu cei care erau acolo și am ajuns la concluzia că faptul că este free, că este gratis, este cel mai greu lucru pentru omul mândru. La adăpostul presupusei frici de judecată, ce judecată, domnilor? În ce constă judecata? Ne vorbim de judecata de apoi. Verdictul se dă astăzi și chiar aici. Scriptura spune clar, cel ce a crezut în Fiul lui Dumnezeu nu mai este judecat. A trecut din moarte la viață, nu mai vine la judecată. Aceasta a fost judecata. Ai crezut și ai primit ce a făcut El pentru tine. Cel ce nu crede în Fiul lui Dumnezeu, spune Biblia, a și fost judecat înainte să ajungă la judecata de apoi, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Ce sens mai are să discutăm despre binele care l-a făcut cineva în viață sau despre răul pe care l-a făcut el când el a respins pe Mântuitorul? Ce sens ar mai avea orice discuție dincolo de punctul acesta? Ar fi fără rost. Indiferent sub ce pretenție va fi ascunsă reținerea noastră de a primi pe Mântuitorul nostru, ea totuși rămâne. Și rămâne în modul cel mai agresiv și mai greu și mai rău pentru oamenii buni, care sunt ispitiți cu propria lor viață să respingă oferta fără bani și fără plată a lui Dumnezeu. Propria lor viață devine o ispită pentru inima lor. Știu că nu putem să descălcim aceste lucruri așa ușor, dar știu că Duhul lui Dumnezeu traduce și interpretează pe limbajul și pe înțelesul oricărui om din lume. Haideți să mergem în capitolul 1 din cartea lui Isaia și să vedem răspunsul lui Dumnezeu pentru starea în care ființa umană se găsește. Și când spun ființă umană, este fără excepție. Pentru că Biblia spune și în Epistola către Romani, și în cuvintele lui Solomon, Doamne, nu este niciun om care să nu păcătuiască. Deci spune el că nu este om care să nu păcătuiască. Și Epistola către Romani, citând din Psalmi, spune, nu este niciunul măcar care să fi scăpat din starea aceasta și să fi intrat într-o stare care să fie ca de pe o altă planetă sau diferită de specia umană. Toți, spune Biblia, toți, fără excepție, omenirea este arestată, este închisă sub păcat pentru neprihănirea care a fost arătată în Domnul Hristos. Există o singură poartă de ieșire din lagărul acesta. Când am văzut Hiding Place și am văzut ieșirea lui Corrie ten Boom pe porțile lagărului de la Auschwitz, mă uitam și mă gândeam, un singur om a scăpat dintr-o lume întreagă, nici astăzi nu se știe cum au eliberat-o în timpul acela. Au eliberat-o. Într-o zi cineva a venit și a spus, ești eliberată, și a scos-o afară. Și erau niște porți din acelea infernale în urma ei și mă gândeam, așa este astăzi în lagărul păcatului. Numai cel ce primește mântuirea care i-a fost oferită de Dumnezeu, aceluia îi se deschid porțile iadului acestuia și pășește pe aceste porți liber și păzit de Dumnezeu. Capitolul 1 din cartea profetului Isaia. Versetele, am ajuns aici deja, în care spune Domnul, spălați-vă deci și curățiți-vă. Cum, Doamne, dacă mă voi spăla cu silitră, cu sodă, cu ce să mă spăl, zice în Ieremia, cu ce se spală așa ceva? Poate tigru să-și spele petele, poate un etiopian, spune acolo, să-și
spele pielea, să se schimbe în altceva. Spălați-vă și curățiți-vă. Doamne, a întrebat ucenicii, cine mai poate să fie mântuit în cazul ăsta? Și Domnul a spus, am o veste rea pentru voi, pământenilor. La om acest lucru este imposibil. Dar am o veste bună pentru voi, pământenilor. Care e vestea? La Dumnezeu totul este cu putință, inclusiv mântuirea aceasta pe care Satana a considerat-o cu neputință. N-ar fi încercat altfel dacă ar fi gândit că există vreo cale de ieșire. N-ar fi atentat la așa ceva. Ar fi găsit altceva, probabil. N-a știut că există o cale de ieșire și s-a găsit o cale de ieșire. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Doamne, cum? Doamne, cum? Eu sunt cel care am promis, de câte ori l-auzeam pe bunicul meu, sărmanul, beat venea noaptea, căzut, vânăt. În viața mea nu mai beau. Cât o-i trăi și începea să se blesteme, să se jure. Mi-am dat seama că era serios omul. Te-a durat până la 9 dimineața chestia asta. La 9 dimineața zice, mă duc un pic până în sat. În sat însemnând, mă duc un pic să-l vizitez pe Satana. Asta însemna. Până atunci dura. Era bunicul meu un om sincer? Da. Vă spun că era un om sincer. Își ura și carnea de pe el. Și ne ruga plângând să nu faceți ce am făcut eu. Unchiul meu n-a ascultat. Încă. Aștept. Sper să asculte și el. Eram amândoi când ne spunea aceste lucruri. Și sunt convins că era un om sincer și dorea din tot sufletul. Și când jura și când spunea și când își lua legăminte, cred că era un om sincer, din toată inima. Și așa era convins că se va întâmpla, dar în același timp parcă îl văd pe Satana râzând lângă el. Citeam că iadul izbucnește în hohote de râs. Când cineva promite, se jură, zice că face, ia hotărâri. În ce constau acestea? Numai că ultimii 2 ani din viață, bunicul a întâlnit pe cineva. A întâlnit persoana Mântuitorului, despre care a auzit toată viața, la el acasă, a auzit și pe alții, dar niciodată nu l-a primit pe Iisus. Pe care l-a mărturisit, s-a numit creștin, ca toată lumea. Dar deodată, același om, s-a luminat și pielea de pe fața lui, a întinerit, a devenit un alt om. Atât de liber cum nu mi-am putut imagina, am crescut cu el beat. Toată viața așa l-am văzut, adus acasă și în condiții teribile, cum era el găsit prin noroaie, dormea odată cu un șarpe sub el, șarpele l-a simțit că e cald și intrase pe sub el acolo și dormea. Și așa l-am știut. Și ultimii 2 ani era drept ca bradul și tânăr și sănătos și frumos și a fost de necrezut, dar nu pentru că a auzit ceva, ci pentru că a întâlnit pe cineva. De acolo a pornit tot. Nu sunt aici oameni între noi gata să se nască de atâția ani și nu se pot naște. Nu. Nu sunt atâția oameni care au trecut prin sala aceasta, au auzit, au citit, au toate acestea și totuși nu. N-a avut loc întâlnirea cu acela. Veniți totuși să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum e cârmăzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și de veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar dacă nu veți voi, nu e vorba că dacă veți face cu tare sau cu tare, dacă nu veți vrea, că dacă nu vreți, urmează celelalte în mod natural. Dar dacă nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? L-ai implicat tu pe Fiul lui Dumnezeu în problemele vieții tale? Ai stat tu de vorbă cu El? Ți-ai deschis tu vreodată sufletul cu adevărat să-i spui și să-l lași să-ți privească în inimă? Ai făcut tu din El prietenul pe care îl întrebi, ești cu fața întoarsă spre mine? Ești aici în întuneric, ești prezent cu mine. Ai primit tu? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Este tragic că tu știi cine este. Ție nu trebuie să ți se mai spună cine este. Tu știi. Omul acela a spus, nu pot crede fiindcă nu știu, dar îndată ce știu, voi crede. Tu știi deja. Și Pavel spune, voi de mult trebuia să fiți învățători și să predați altora.
Dumnezeu să ne ajute ca la întrebarea aceasta să primim răspunsul pe care l-a primit omul acela orb din naștere. L-ai și văzut. La atâtea predici, la atâtea ori cât ai studiat, l-ai văzut, de atâtea ori când a lucrat în viața ta. Azi dimineața s-a început programul la campus cu mărturii. Fiecare a povestit câte ceva. Doamna care conducea programul mi-a spus, te rog să fii pregătit, că știu că oamenii nu se mișcă, se mișcă greu și în caz că am să mă rog de ei și n-au să vrea să vorbească, te rog eu pe tine să fii tu pregătit și să zici tu ceva imediat. Și am spus, nu mă pregătesc, n-am să mă pregătesc și n-am să zic nimic, eu am să mă rog pentru oamenii care stau aici pe bănci, chiar acum mă rog pentru ei să-și deschidă inima înaintea lui Dumnezeu și să-i spună cât îi datorează. Vă rog să credeți că a fost greu să oprim oamenii, a fost greu să-i mai oprim încă 3 mâini, încă 5 mâini care vreau să mai spună ceva. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Așa să ne ajute Dumnezeu să fie și răspunsul nostru. L-ai și văzut. Cred, Doamne, și i s-a închinat. Să ne ridicăm. Tată, îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos că iubirea lui Dumnezeu pentru noi a trecut dincolo de hotarele morții și a fost mai tare decât moartea. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru sângele vărsat în favoarea mântuirii noastre. Îți mulțumim că ai prăbușit porțile morții și ale iadului și ne-ai eliberat prin puterea ta. Îți mulțumim că în locul morții ne-ai îmbrăcat cu viață veșnică. Și îți mulțumim că ne-ai mutat din locurile acestea în locurile cerești. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că atât de mult ne-ai iubit. Iubirea ta, Doamne, aduce roade astăzi în viața noastră, așa cum vezi aici înaintea ta. Te rugăm din suflet să ajuți Tatăl nostru ca vestea aceasta bună să acopere pământul precum atmosfera îl înconjură. Și să faci, Doamne, ca în locul acesta numele Tău să fie întotdeauna înălțat și proclamat până când Hristos va lua chip în noi. Binecuvintează pe cei care nu Te-au cunoscut încă. Descoperă-te lor, Te rugăm, Doamne, și dă-le puterea să spună, cred, Doamne, și să Ți se închine. Binecuvintează-ne și pe noi care Te-am cunoscut și fă să nu rămânem doar cu cunoștința aceasta, ci fă-ne să primim viața Ta în viața noastră. Ne închinăm înaintea Ta împreună cu cei iubiți, cu poporul Tău din lumea întreagă și binecuvântat să fie numele Tău în veci. Amin. Amin.